Mi s-au înaintat procesele verbale, procesul verbal al ședinței de luna martie, data de 28. Dacă l-ați citit și aveți obiecții unică, vă rog să spuneți, sau dacă nu aprobați procesul verbal, nu sunt obiecții unică. Da, haideți să-mi spune la urmă. Da, am citit și pe e-mail și pe e-mail. Dacă nu sunt, dacă sunt obiecții, dacă nu, să spune la urmă. Cine este pentru? Mulțumesc, că poți liga acțiune. Deci, da, da, da. Dacă vă dăm. Nu e după Crăciun. Și nici o nică. Păi dar și ea. Scuze. Cât sunt eu? 13 prezenți și 13. Pentru că suntem majoritatea consilierilor locali prezenți, vă supun atenției ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiectul numărul 1. Proiect privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2025 cu indicele de inflație care a fost stabilit. Inițiatorul primarul. Cel de-al doilea proiect este proiectul de alegere a președintelui de ședință. Proiectul 3. Privind acceptarea de desfințare a SPAC a său, inițiator primarul, și la modificarea ordinii de zi avem două proiecte. Proiect privind acordarea dreptului de servitute de gaz grid asupra unor suprafețe de teren situate în comuna a său și proiectul numărul 34 privind aprobarea dezmembrării în două locuri a imobilului cu numărul cadastral 61371 aparținând domeniului public al comunei a său. Aceasta fiind ordinea de zi, dacă voi sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține. Da, eu. Da, și toată lumea este pentru. Să aude, da? Da, da, da. Să subiere. Primul proiect de hotărâre de astăzi este cel privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2025. Indicele de inflație a fost stabilit la 10,4% și astfel față de anul 2024, astfel încât se indexează cum se vor indexa la data de 1 ianuarie 2025 impozitele și taxele locale cu 10,4%. Dacă sunt discuții pe examenele acest proiect. Știți că foarte bine că și anul trecut același lucru l-am stabilit în aprilie și după aceea în ianuarie ne-am condamnit că nu suntem de acord. Având în vedere că domnul prim-ministru spune că nu se va învăța nici o taxă din ei, cum mai domnul condamnați voi intră? Asta e inflația. Nu e vorba de mărirea, ci inflația. Asta e inflația. Inflația. Da. Și da, cine trebuie să ținem inflația? Toate. O ținem noi? Și atunci? Nu, noi nu mă bărbați cu asta. Noi suntem prostii. Noi suntem prostii. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu suplem la voi, cine este pentru? De fapt, el a fost dezbătut și ședință publică, nu? Da, păi dar a fost, dar nu știu. Este... Da, nu știu, nu știu. Abținere împotrivă? Împotrivă. Împotrivă, domnul... Și domnul Alain a făcut sau nu? Da, împotrivă domnul Alain. Stați că nu înțeleg. Deci domnul... Pentru domnul... S-a abținut. Deci domnul nu se abține, da. Domnul Patrălată? S-a abținut. Așa și domnul Gheorghe și domnul... Sunt împotrivă. Împotrivă. Da, împotrivă. Nu, eu sunt împotrivă. Nu, eu n-am niciun respect pentru stilul ăsta politic cu care vreau să duci. Niciun respect. Să știi. Deci sunt două acțiuni
Nu, ciuciu nu s-a obținut, am zis pentru. E pentru. Așa am înțeles. Deci se abține domnul... Nu, e mai bine pentru. Domnul Barbonată și domnul Barbonată s-ar ține și domnul Gheorghe împotrivă. Deci s-ar ține domnul Barbonată. Așa, aici va fi. Și domnul Paisvanti. Și așa să-l poți, știi, în văzut mărere. Faptul domnul Amintea. Deci, domnul Paisvanti. Am lucrurile, domnul da, următorul proiect de ordinea de zi este chiar primit la legile președintelui de ședință. Începând cu data de luna mai și până în luna iulie, președintele de ședință va fi domnul consilier Suțului Dorel. Am auzit, domnul Suțu? Da. Cred că în discuție nu sunt. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva ție. Următorul proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz de servitute și de servitute legală în favoarea de Romana Zărit asupra unor terenuri situate în comuna sa. Da. Nu să desfințăm neapărat. Vor să ne reorganizăm, vor să ne dăm la... Și noi nu te regădim, nu să ne dăm la craft deocamdată. Încercăm să maximizăm cât putem. Una, că avem proiectul ăla în lucru pentru prima acordare, așa la toată documentația a fost depusă pe serviciul de apă. A doua, nu am vrea să întâmplăm, că dacă vedeam în secunda 1, s-au făcut 16 lei prețul la apă. Și noi avem 4 lei. Când am avut 16 lei metru cub. La acordare la canalizare, la administrație, care e tot bine asemănă. Deci avem un proiect depus pe PNRR, în care, dacă o să primim finanțare, o să racordăm cetățenii care are un venit mai mic de 3.000 de lei de persoană pe gospodărie, gratuit. Se dă 1.900 de euro, adică în jur de 90 de milioane. Da. Toată documentația proiectului a fost depusă pe serviciu de apă. Acum, dacă noi ne reorganizăm sau ne desfințăm sau așa, pierdem bani. Așteptăm totuși încă o lună, două zile, poate primim un răspuns. Da, unul din motive. Al doilea din motive e prețul. Dacă îl dăm la CRAP în momentul ăsta sau la orice altă companie sau așa, explodează prețul altul. O să fie în loc de 4 lei și așa oamenii comentează că e mult 4 lei. Dar dacă se dă 16 lei cât e la CRAP acum, așa plătești în Germania și toate localitățile care sunt racordate la CRAP. Nu, așa sunt prețul în țara asta noastră. Dar ei se justifică cu 16 lei. Da, da, se justifică, da. Apropos canal, da, scuze. Înțeleg, da, până în 16 minute. Păi, dar eu nu mă lege, nu știu. Că îți spune mult, sau asta? Da, mulțumesc. Și de asta, noi încă căutăm soluții să vedem. Poate îl luăm înapoi la primărie, poate îl organizăm, poate vedem ce soluții găsim cea mai bună. De asta, să nu vă să zic în ședința asta, de asta așteptăm în volum, să vedem. Poate găsăm o variantă și să nu ne... Dar de asta n-aș urmă. Dar de la nu a venit, nu. Nu am făcut adresă către Ministerul Dezvoltării, să-mi dea un răspuns, să-mi dea de stat cu așa. Nu am primit niciun răspuns. Așteptam. Da. De asta l-am retras. Deci discutam despre proiectul privind aprobarea dreptului de uz și de servitute și de servitute legală în favoarea de Roda Zgrid. Sunt aici, am citit, vreo câțiva stâlpi metalici. Și vor să-mi planteze. Dar unde sunt poziționați, că nu prea unul de la deal de pod la Șanta, pe stânga, acolo, imediat în câmpul ăla. Așa și unul la pod, la Veștin, pe stea, unde am făcut podul nou la Levada Lunată, acolo, undeva în câmpul ăla. Avem funcție la Săriș.
Da. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest proiect, dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, cine? Să-și facă lucrările. Toată lumea. Toată lumea este de acord. Și ultimul, 5. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu număr cadastral 6371, aparținând domeniului public al Comunei Asău. Despre... Vorba despre terenul de la Ciobănuș, de la Lungeni, care nu e ultimul pod, e penultimul pod. Da. Aș plimbi el de la Lungeni de acolo sus. E undeva pe izat, acolo vor să mânteze ăștia un pod sus. Și o trebuie să le dăm, să le dezmembrăm terenul, să le dăm la parte. Bun. Doar să poți să mânteze ele. Și am făcut o dezmembrare. Deci, dacă mai sunt alte discuții... Deci e trupul de pășurii tot, și între... S-o dezmembrat ca să ia el, ei o să vede pe trebuie la sau întâlnit pe așa și restul... Da. Supunem la aprobări. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, obține. Cam asta a fost o de zi. Da. Discuții. La diverse. Diverse. Diverse probleme ridicate. Sunt atât probleme, m-am făcut, sunt de ce. Ordinea de zi fiind epuizată de care...